ceremonia de constituire a Consiliului Local s-a spus. Județul Bacău, astăzi, 26.10.2020. Felicitări pentru rezultatele obținute la alegerile din 27.09.2020. Înainte de a oferi cuvântul doamnei Grosacu Mihaela, reprezentantul prefectului județului Bacău, vă invit să acordăm respectos venit intonării imnului de stat al României. Domnul Costea Nicolae,
cea mai în vârstă, în copilărie, și doamna Stanciu Carmen, împreună cu domnul Ana Ionel. Bună ziua tuturor, domnilor consilieri, bine ați venit la ședința de constituire a Consiliului Local și vă anunț proiectul ordinei de zi. La primul număr, depunerea jurământului de către consilierii declarați aleși, a căror mandat a fost validat de către judecătoria Bacău și, doi, depunerea jurământului de către primar. Supun votului ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu. În conformitate cu lucrul acesta, dăm cuvântul că la primul punct al ordinei de zi, care este pronunțarea jurământului, trebuie ca fiecare consilier să depună jurământul cu mâna pe Biblie și pe Constituție, cu mâna stângă de Biblie și Constituție, să semneze jurământul în cele două exemplare. Un exemplar rămâne la doamna secretar general, unul la noi, la fiecare consilier. Și toată această lucrare se va face în ordine alfabetică. Deci consilierii sunt chemați în ordine alfabetică la depunerea jurământului. Jurământul spune cam așa. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Sascu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Precizez că ultima formulă, formula religioasă, poate să fie omisă de către cel care vrea să o omită. Acum, supun, cer ca să intoneze jurământul, primul consilier, în ordine alfabetică, cum am spus. Apostol Ionel. Ana Ionel. Da? Ana Ionel. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului Sascu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumim, domnule consilier. Invităm pe domnul apostol Ionel.
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sascu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează domnul Chiriac Maria. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sascu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Costă Nicolae, consilier local al Consiliului Local Sascu, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sascu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Urmează domnul Dărăbaru Ștefan. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sascu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sascu. Așa să-mi ajute Bunul Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorii comunei Sascu. Așa să-mi ajute, Dumnezeu. Grăjdeanu Nicoleta. Domnul Elie Gheorghiță. Mulțumesc.
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Sascut. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumim. Marin Romeo. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Sascut. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Sandu Ionela. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Sascut. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumim. Stanciu Carmen. Renate Adrian Ciprian. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Sascut. Așa să ne ajute Dumnezeu. Judecătoria Bacău, secția civilă, încheiere de ședință din Camera de Consiliu de la 13 octombrie 2020, complet compus din președinte Mia Cristian Damian și de fier Mihaela de Ghera. Pentru, e vorba despre validarea alegerii primarul. Pentru aceste motive, în numele legii, dispun. Admite propunerea Biroului Electoral de Circumscripție Comunală, numărul 75 Sascut, județul Bacău. Validează alegerea domnului Răuță Ioan în funcția de primar al Comunei Sascut, județul Bacău. Prezenta se comunică prefectului județului Bacău și secretarului general al OAT-ului Comuna Sascut, acesta, în urmă, având obligația aducerii la cunoștință publică prin afișarea acestei la sediul OAT-ului Comuna Sascut, în termen de cel mult 24 de ore de la comunicare. Executorii. Cu apel în termen de 2 zile de la aducerea la cunoștință publică, cererea depunându-se la judecătoria Bacău. Dată în Camera de Consiliu și pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către greu, grefia instanței astăzi 13.10.2020.
președinte Nia Cristian Damian. Mulțumim domnilor consilieri pentru prezență și dorindu-le multă sănătate și putere de muncă în folosul comunității, indiferent de culoarea politică, le dorim succes și sănătate. Acum vom trece la punctul 2 al ordinei de zi. Este vorba despre depunerea jurământului de către primarul comunei. Domnule primar, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorii comunei Sascu. Așa să ne ajute. Dau cuvântul domnului părinte pentru
a ne prezenta ceea ce trebuia să fie la începutul ședinței. Facem un constituit posibil. Da? E, acum e bine așa. Mulțumesc. Atunci, pentru tatăl nostru, bară, domnul părinte, să zicem că vă zic, poate ne prinde bine. Și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită cine izbăvește de cel viclean. Cum este Dumnezeu, o lăsă har, o să-i vrede oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Da. Mulțumim și cu aceasta declar înviate lucrările ședinței noastre, urându-vă sănătate, spor la muncă și domnul deputat să ne spună câteva cuvinte. Dumnezeu, trebuie mulțumesc mult reprezentantei Guvernului în teritoriu pentru activitatea depusă și pentru faptul că am găduit să treziem această ședință de constituire a Consiliului Local și de validare la Ministeria Primarului cu 10 minute. Am întârziat datorită faptului că vin de la Voluiești, de la colegul nostru, Marian Zăbăluțeanu, care a avut și el investirea astăzi și validarea Consiliului Local. Felicit încă o dată pe domnul primar Ioan Muță pentru rezultatul pe care a avut la alegerile locale și fericit de asemenea toți consilierii locali, indiferent de culoare politică, pentru modul democratic în care au activat în campania electorală și pentru faptul că nu au fost evenimente deosebite în comuna Sascut. Aici lupta electorală a fost bazată pe idei și nu pe alte activități de forță sau de intimidare. Să știți că în mine și în toți parlamentarii PSD veți avea în continuare un sprijin, așa cum ați avut și până acum, pentru implementarea și dezvoltarea de noi proiecte în comuna Sascut. Îmi doresc ca toți consilierii locali, indiferent de culoarea politică, să voteze toate proiectele bune pentru dezvoltarea comunității, pentru că așa este normal, pentru că cu toții am depus în jurământ dumneavoastră astăzi, eu acum 4 ani, am depus în jurământ să fim în slujba comunității, a locuitorilor comunei Sascut dumneavoastră și ai locuitorilor României. Vă urez mult succes în activitate, să dea Dumnezeu să ne întâlnim cu toții sănătoși, pentru că nu s-a terminat această perioadă grea din punct de vedere al epidemiei și trebuie să avem grijă și de sănătatea noastră și a locuitorilor comunii Sascut și, bineînțeles, a tuturor. Mulțumesc! Deci, ședința noastră, lucrările de sănătate, spor la muncă și succes! Mulțumesc.